la 2017. Păi văd cu băieță? Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți. Hai, 13 absentează nemotivat domnul Gavrilă și domnul Oprea. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul. După cum ați spus, simplu, am mai avem pe ordine de zi. Aici mai ceva de spus, domnul. După cum ați fost informați, avem pe ordine de zi 3 proiecte hotărâri, o suplimentare, așa, și o modificare la proiectul numărul 2. Adică, în loc de monumentul Ecaterina Teodoroi, va fi monumentul eroilor simplu. Da? Sistemul de strângere a timpului. Ați înțeles? Da. Bine. În mod normal, n-ați trebuit să diverse prin cei și diverse. Da. Și diverse. 4 suplimentare. Da. Fiind. O suplimentare, două diverse și cu proiectul. Două diverse. Deci o suplimentare plus diverse. Da. Asta. Cine este pentru proiectul ordine de zi așa cum l-a prezentat domnul primar? Unanimitate. Procesul verbal de la ședința de studiar. Aveți obiecțiuni? Da. Vă rog. Procesul verbal pentru ședința de 16.08.2017. La pagina nenumerotată a procesului verbal, adică numărul 1, pe undeva la cuvântul meu, 1, 2, 3, 4, al 5-lea, al 6-lea aliniat, eu nu am spus că o masă cu două vânzi la dedeman costă 500 lei, am spus că această masă cu două bărți costă 205 lei, fapt pentru care vă pot demonstra acest lucru, că am amintit că dacă s-ar împărți la 3 suma de 205 lei, ar da în jur cu 70 de lei o bancă din aia. Da? Deci nu mai avea rost ca să fac eu calculul ăla, așa. Mă întreb acum, de ce oare ați căutat să spuneți 505 lei cu spusul meu, când eu am spus 205 lei, pentru cel complet ăla de o masă plus două bărți. Mergând mai departe. Da. Poftiți? Așa am înțeles. Modificăm 205 lei. Ne dă ambalajul la banii ăștia. Eu, domnule primar, până când președintele de ședință preia conducerea ședinței, vă rog respectuos pe dumneavoastră, faceți acest lucru. Am anunțat de fiecare dată că nu accept comentarii din partea colegilor, decât dacă sunt scris la cuvânt cu asta basta. Deci dacă vorbește cineva peste mine, atunci... Faptul că data trecută am fost împotrivă, și data trecută împotriva precedentului proces verbal, domnul consilier, viceprimar Șorea, îmi spune, domnule, cum poți să fii împotrivă, că s-au făcut discuții acum, că se modifică ce a spus dumneavoastră, ce a spus altul și altul, și că votăm de drept și de fapt modificările respective. Nu ați venit niciodată cu procesul verbal modificat, supus la vot cu modificările respective, fapt pentru care eu nu pot să fiu decât împotriva oricărui proces verbal la care fac vorbiri și nu sunt de acord cu cele consemnate de către dumneavoastră. Și nu în ultima rând, acordați preferențial înscrierea cuvintelor unor consilieri și mai puțin lucrurile importante care au fost puse în dezbatere. Domnul consilier, mergem la capătul procesului verbal, domnul consilier Oprea a arătat că este o problemă pentru elevi și navetiști felul în care se cere mijlocul de transport. Și atât. Dar a fost o întreagă dezbatere pe baza acestui neajuns din comuna noastră și probleme ridicate de către domnul consilier Oprea. Deci sunt împotriva procesului verbal, atâta timp cât aduc completări și modificări conform realităților, realității evenimentelor
că faptul că dumneavoastră niciodată nu veniți cu procesul refăcut pentru ca să, într-adevăr, da, să-l supunem la vor și să zicem, da, domnule, este real sau nu este real. Vă mulțumesc. Domnule, dacă tot în mâncată mă trebuțin, domnul președinte, e a patra ședință, cred că s-au treia când discutăm despre acele bănci. S-a terminat sau nu? O să fie și la ședința următoare? Până la capăt. Am înțeles. Deci v-am spus până la capăt pentru că de fiecare dată eu am adus argumente. Voi mai aduce în continuare argumente. Dar despre acele bănci este în procesul verbal. Da. Adică nu trebuia să spun. Eu am întrebat doar așa, pentru a nu fi eu cu repetabilitate pentru aceeași problematică, asta, eu nu trebuia să spun că am spus 250, trebuia să fiu de acord cu zicerea dumneavoastră, lucru care nu este real. Da, cum înțeleg. Alte probleme? Mai aveți alte probleme la procesul verbal? Le-am spus domnule care l-am avut. Și modificați și cu stația, că a spus o stație și el a spus după aia că sunt două. Deci să se modifică. Iar la data viitoare când se vine cu așa, de fiecare dată, dacă s-a propus așa, prezentați procesul la altul verbal și ăla să fie document de activat. Deci, procesul verbal modificat cu modificările propuse. Vă mulțumesc frumos. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Am modificat la modificare aici. Da, întrebăm de la ședință. Avem primul proiect de hotărâre și anume proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale artistice organizate cu prilejul zilelor unei căiuți și a bugetului aferent acestui eveniment. Domnul primar, dacă puteți prezenta pe clar ceva despre... Nu? Atunci dacă sunt... Dacă sunt întrebări. Da, repet, dacă sunt întrebări... Inițial, stabilisem că titlul de șoc va fi și sfinte la momentul la praia. Mai valabil sau rămâne să faci doar la căiți, poate fi tot elementul la praia să mănânc? Suplimentarea la ordine de zi, avem dezbaterea cu monumentul. Cu monumentul. Cu acel eveniment care este la... Pentru că intră totul în puțin din Căiuț, după urmă. Nu amestecăm ceremonialul de centenar cu zilele Căiuț. Centenarul ce se va desfășura la momentul la Căiuț și la Pralea. În același timp. Nu amestecăm în același timp, dar... Ai putea intra, oricum. Probabil un eveniment în comună Căiuț. Bâlci, centenar. O să, dacă v-ați uitat un pic material, să vedeți acolo programul dat foarte clar cu număr de minuții, cu ore, cu tot stabilit de cei de la garnizoana de la Bacău, pe care nu putem să ne abatem de ele. Inclusiv dimensiunile și numărul de flori care se pun pe coroană sunt stabilite de ei. Nu de regulament. De lege, da, regulament. Legea 215, articolul nu știu care, e stabilit de... Da? Deci nu facem noi treaba asta. Iar discuția avută cu garnizoana de la Bacău, cu comandul garnizoanei, nu pot să participe și la prale la mână. Acolo să mergem noi cu preoții, cu consiliul, cu... Da, să termină afară pe 28? Da. Da, terminat. Când o să vină armata, cu garda, cu defilare, cu... Că participă și ei, dar în afara protocolului militar, e altă treabă. Dar oficial... Da. Așa e anunțat. Și bugetul pentru festivitatea de luni, așa, va fi separat față de zilele comune. Nu intră în acest buget de care vorbim acum. Da. Da, despre zilele, despre ziua 20, vorbim la proiectul efectuar pentru hotărâre. Da. Acum despre zilele căiesului, dacă sunt scrie la cuvânt. Domnul Chiar Auzcă să scrie. Aveți cuvântul. Nu sunteți domnul. La discutăm la... La proiectul. Nu, ei, tu am...
Discutăm la proiectul de hotărâre. Domnule, zilele căiuțului, spuneți dumneavoastră, și mai departe, înaintați, adică băgați în proiectul respectiv, și un program de activități a manifestărilor cultural-artistice, dedicate zilelor Comunei Căiuțului. Domnule, manifestările cultural-artistice, dacă culturalul acestor manifestări se rezumă doar la DJ, trupa secție, la muzică, fie ea diversificată, cu diferite genuri, nelipsite, bineînțeles, manelele bijelioase, și la final cu un foc de artificii, eu sunt împotriva unor astfel de manifestări care le numiți dumneavoastră cultural și artistice. Astfel de manifestări, oare nu trebuiau să aibă și o tentă cu adevărat culturală? Și dacă nu suntem în stare să facem lucrul acesta, eu propun să-i dăm doar tenta de bâlci, că și așa spuneați dumneavoastră, domnule, bâlciul-i bâlci. Citesc în dumneavoastră acum. Consider că suma pe care v-ați propus a o cheltui doar pentru partea artistică a manifestărilor este foarte mare și este aruncată în vară. Mai spuneți dumneavoastră în program către final bugetul evenimentului și la care o liniuță buget de cheltuieli. În motivația atât a domnului viceprimar și a primarului, motivații care sunt expunere de motive care sunt foarte subțirele, spuneți că văzând dumneavoastră domnule primar, văzând raportul domnului viceprimar, pe de o parte, și pe de altă parte, că sunt solicitări din partea agenților economici pentru închirierea unor suprafețe, consider că era complet programul și cu bugetul, recte, dar eu vă întreb, câte solicitări sunt? Cât s-ar strânge în urma închirierii unor suprafețe? Și dacă este buget, fie și nu fie numai buget de cheltuieli, să fie și de venituri, recte. Cheltuielile pe de o parte, cu costurile toate, care presupuneau aceste manifestări după dumneavoastră, și de altă parte cu încasările prin închirierea unor suprafețe și aia însemnat venit. Când trăgeam linii, veneam venituri și cheltuieli, mai erau cheltuielile mai mari, dar erau și ceva venituri. Deci, domnule, pe de o parte, nu pot considera eu manifestări cultural-artistice, pentru că culturalul lipsește cu desăvârșire. Consider că sumele sunt foarte mari și că iar facem acțiuni de dragul a cheltui niște bani în van după mine. Fapt pentru care, de la bun început, sunt împotriva. Vă mulțumesc! Da. Dacă se mai scrie la ceva la urmă. Domnul Iar Sărbu, răspundă. De acum un an am spus că iar Marocul ăsta cu tradiție de la Căiuți trebuie disociat de zilele culturale ale Comunei Căiuți. Acum că sunt luate pe ansamblu manifestările, iar nu e rău din desfășurătorul ăsta de aici, este într-adevăr un fir călăuzitor de activități culturale. Sunt activități culturale. Aveți ceva împotrivă dacă vine Mioara Velicu, care este una dintre cele mai mari soliste de muzică populară moldovenească? Aveți ceva împotrivă dacă vine trupa Talisman, care este de asemenea o formație de muzică ușoară cunoscută în România? Aveți ceva împotrivă că vin niște soliști din zona Bucovinei, Laura Olteanu, Sorin Filip, solist de marcă cu CD-uri și mi se pare că este în continuare director al ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava. Aveți ceva împotrivă că vine Mihaela Gurău,
aproape constantă de noastră de vecinătate și care este cunoscută. Așa. Aveți ceva împotrivă că în programul acesta cultural se dă în spectacol, ca să folosesc așa un arhaism, Asociația Culturală Căluțu, care este a Comunii Căiuți, de ce spuneți că nu este culturală această manifestare? Sau aceste zile din... Are! Nu sunt de acord și pe viitor, domnul Are, ca să nu mai apară nici Vale Bijelie, nici absinte, nici... Poate nici cu palierul mai este acceptat că îndeamnă lumea la băut cu paharul de dimineață și până seara. Ceea ce probabil că are rezonanță în ceea ce în care vor sta pe iarbă și vor asculta programul. Că faceți un foc de artificii, este frumos. Sigur că încarcă puțin nota de plată. Dar, după vorba latinilor, panem et circenses, pâine și circ, cred că l-ați îmbinat pe amândouă. Că o să fie și prilej de ospăți pe acolo, pe tăpșanul ăla, și prilej de bucurie. Unei muzică, că-i instrumentală, că-i vocală, că-i manele, lumea după ce pe un pahar să destinde și își dă drumul. Și o să fie și destindere și veselie. Îmi pare foarte rău că, așa cum spunea domnul Orteanu, nu ați trecut aici și veniturile modeste. Trebuie să vă avertizez, dragi colegi, că acest fenomen care se numește cultură niciodată nu s-a autofinanțat și nu poate să-și acopere cheltuielile prin manifestările proprii. Din această cauză, cultura a fost stipendiată din cele mai vechi timpuri prin mecenatul marilor oameni care s-au plecat spre fenomen și în zilele noastre de primăria Comunii Căiuți. Va trebui adevărat să îl ajutăm pe domnul primar în anii următori și în manifestările următoare cu o consiliere mai atentă ca să evităm aceste cheltuieli, poate unele inutile. Că lumea trebuie să se distreze în Comuna Căiuți este o realitate. Și aștept și eu să văd cum se va desfășura anul acesta manifestările acestea dedicate zilelor Comunii Căiuți. Vă repet, impropriu zilele Comunii, iar Marocul nu înseamnă zile Comunii Căiuți. Mă voi apleca împreună cu profesorul nou de istorie care a venit la Comuna Căiuți să facem zilele Comunii Căiuți ca o sesiune de comunicări științifice cu invitați de la Bacău, din țară, dacă vreți, așa cum se întâmplă, spre exemplu, la Cașin. Au fost lansate cărți. Porțile Cașinului. Ați auzit de cartea asta minunată. Vin din toate spectrele, deși de la forestier și de la etnografie, să facem și... Dacă am avea, spre exemplu, Casa Rosetti pusă la punct, care să fie Muzeul Comunii Căiuți și să poată să centralizeze manifestările acestea deosebite în interiorul ei, poate că altfel ar fi viața în Comuna Căiuți. Ne lipsește cu desăvârșire și ceea ce este deranjant pentru mine e că nu se încearcă o sforțare să punem într-un proiect, măcar în 2018, începutul sau gândirea pentru o casă de cultură. N-avem unde... Dacă plouă, spre exemplu, în zilele acestea și cu acești invitați, care sunt destul de curăței și de valoroși, unde ducem oamenii acolo? În sala de sus cu 200 de locuri se prăbușește sala. Vedeți? Astea sunt... Și eu o să discut și la... statutul de Comuna Căiuți, pentru că Comuna Căiuți depășește 5.000 de locuitori și poate să primească chiar statut de orășel. Eu sunt de acord, eu, pentru că în programul acesta mă și regăsesc cu anumite chestiuni, sunt de acord cu programul, așa cum este el, cu supradimensionat, nu cred că e supradimensionat, domnul primar va fi responsabil de
sumele pe care le cheltuiește, alături de colaboratorii dânsului. Și dacă va fi nevoie, va da și note explicative. Da, gata? Mulțumesc. Dacă mai are cineva de... Eu, dacă mi-ați permis... Nu, dacă mai sunt alții, vreau să sunteți pe teren. Dacă nu mai vrea cineva, vă dau cuvânt. După domnul Orfeanu, nu aveți cuvântul. Dă-mi solo cuvântul și îl mai... Dacă mai încape timpul, primim. Deci, eu ce vreau să spun, eu sunt de acord cu proiectul de hotărâre și vreau să vă spun că anul ăsta sunt 10 ani de la prima zi când a început această manifestare, anul ăsta cu zilele comunelor. La vremea respectivă, consilierii și deliberativul și executivul care eram atunci, hotărâți sunt să legăm aceste zile ale comunei de Vâlciu după 29 august, fiindcă dacă mulți vă aduceți aminte acum 11-12 ani, dacă Vâlciu se lăsa de la sine așa cum era cu un scrânciu, cu ce mai era, vă spun eu că astăzi mai vorbeam de 5-6 tarabii, 7-8 căruți care mai veneau. Eu cred că ușor, ușor, dacă nu se crea această manifestare în jurul acestei zile și aceste evenimente culturale, artistice care se atrag în situația, eu vreau să vă spun păreri de rău, chiar dacă credeți sau nu, astăzi cred că Vâlciu Comunică Iuți era așa o pală de vânt. Era poate chiar și o amintire. Pentru că nu mai sunt vremurile înainte care omul vine la Vâlci și vezi, Doamne, nu știu ce își cumpără, ce face, tu știi care își punea calul, cățelul, curcelul, să-l ducă, să-l vândă, să mai întâlnească cu ceilalți, să vorbească, era un prilej de bucurie pentru toți ei. Și fiind această tradiție din câteva sute de ani, din 1920-30, mai rețin exact, când a fost prima dată, eu zic că era oportun ca asupra acestei zile manifestez lege și zilele comunicăți. Într-adevăr, la zilele comunică e păcat, că și simpozionul care are acum loc marți, luni, putea să treceți aici, că face parte din, chiar din acestea, că la zilele comunică sunt tot felul de manifestări. Că din păcate și înainte și acum, poate ne rezumăm la spectacole, chestiile astea care spuneți de astăzi de Vâlci, asta e, da? Dacă am fi vrut toți ceva în plus față de ce s-au oferit, toți am putut pune umărul să ne implicăm, să mai organizăm. Și altfel de simpozioane, lansări de cărți, întâlniri, invitați foști oameni și personalități ale comunei în anumite zile, simpozioane, deci se pot face. Dar trebuie să vrem și noi, numai executivul. Executivul vine cu o propunere, dar să nu înseamnă că nu o putem, nu putem noi îmbunătăți. Și chiar când spuneam că vin vijeliile, vin talismanii sau ce vin, este binevenit. Că eu o să fac dumneavoastră o comparație, poate să fiți acolo cu teren la zile comunică aici și o să stați când cântă trupa talisman, o să stați când cântă Mioara Velicu și o să stați și cântă, când o să cânte vijeliile. Și o să vedeți aplaudeze, chiuite și lume. Știți că este foarte multă lume care iubește manele. Manele sunt, chiar dacă nu îi placă tuturor, este un curent care de la tamplare și afară să schimbi. Deci nu. Trebuie să fie pentru tot. Și pentru tot. Trebuie să îmbinăm, cum spune și utilul, cu plăcutul. De asta spun. Deci, costurile, la ce știu eu, dacă ne uităm pe artiști așa, eu chiar mă gândesc, cred că domnul primar mare, așa, vă sursă în buzunar, se poate și acoperi cheltuielile. Pentru că 2-3 artiști de aici, scena se duc în bani. Că nu-i de greu să cuvine, are invitați, o apă, dacă le dă la fiecare, îi bagi mâna în buzunar. Astea nu se pun, sau nu gândește nimeni. Și este păcat, părerea mea, ca să fim toți mâini împotrivă la un lucru de care a început să fie ca o tradiție în jurul acestei date și să mâini pe mâini să o rugăm sau să o lăsăm așa să duc pe apa trotușului, pentru că părerea mea, în afară de acest Vâlci și aceste zile ale comunei și mai sunt gramurile pisate, în afară de acestei sărbători religioase,
Credeți-mă, eu nu văd de ce se poate bucura cetățeanul Comunei Căiuț. Așa cum a spus și susțin ideea domnului Sârbu. Să fie avut o casă de cultură sau un cămin cultural mare sau să mai fi avut alte modalități de petrecere a timpului pentru cetățeni, da? Și să știți că, spun așa, executivul face ce poate că poate cu resursele care poate, dar nici cetățenii nu au inițiativă, măcar faptică, nu pe cuneară, să vină să spună, domnule, am vrea aia, ne-am bucura aia. Să nu mai sunt căza care mai joacă table pe câte o bancă, ușor, dacă se dezeleg, cât ce mi le-au cam dispărut. Mai sunt magazine și atunci, cu ce bucură în cetățeanul comunii? Îi facem o manifestare, două, trei zile, să bucură dată la anul. Și atât. Eu zic că salut chiar asta cu sărbătoarea Bradului, cu ce mai sunt. Sunt comuni ca și nu, da. Este o comună mai micuță, poate, nu știu, că a venit tot mai puternică ca noi, dar nu cred. Și are în evenimente care le face. Ar trebui și noi dezvoltate și făcute. Chiar eveniment localizat pe anumite segmente de sate. Deci, să fie ceva tipic zone. Deci nu trebuie să fim împotriva zilelor comune, suntem împotriva comunității din care și respirăm zi de zi. Mulțumesc că ți-am văzut. Da, alte... Deci au spus cam tot ce trebuia și domnul consilier Sârcu și domnul consilier Burlan. Vreau să mă completez cu ceva pe scurt. Deci zilele comunei ar putea fi evenimentul în orice sat, deci nu înseamnă zilele statului Căiuți, ci zilele comunei Căiuți. Deci de asta am și întrebat de Bralea, pentru că se putea încadra oarecum. Și vreau să vă mai spun un lucru. Prin evenimentele care vorbea domnul Sârcu și domnul Burlan, acum mulți ani am făcut ceva cu cai, un concurs cu cai, un parade, care a dat binișor, a plăcut. Pentru că în comuna Căiuți a fost o tradiție. Cândva, în timpul Ștefan cel Mare, erau concursuri de cai, cu călăreți. Deci s-ar putea că nu a și tradiția aia cu cai. Nu știu dacă mai vitez, eu zic că a fost plăcut, dar a fost interesant. Eu, dacă îmi permite să fac cu domnul Laurențiu meu, să știți că în comuna Căiuți, duminica, este un mic timp de cai. Dacă nu știați, la Florești. La eu Florești, mă duc, da. Am fost și duminică și de duminica, de cai. Chiar mă duc. Se fac schimburi de cai, se vând și de la trei. Nu, nu. Domnul să vă depinde cine vine. Eu am fost sau mișcat cai de 100 de milioane. Giambași de aștept. Dar este un lucru, da, să leagă ceva de tradiția asta a locului. Haideți să mai... Nu mă puțin. Chiar și evenimentul care am vrut să-l facem cu consfătuirea și așa mai departe, ar putea intra în zilele Comunei Căiuți. Deci 3-4 zile ar putea avea loc evenimente dimineața până seara pe toate categoriile, toate linii. Și culturale, și economice, deci nu și economice. După urmă, și tâlpul economic. Atât. Da. Domnul Oteanu, ieri ca să... Domnule, procede la vot. Eu doresc să dau replică cuvintelor dinainte. În schimb, prin retorcile întrebări care au fost puse de oameni, ar rezulta că eu sunt total împotriva oricăror manifestări. Lucrurile nu stau așa. Eu m-am exprimat vis-a-vis de denumirea acestor manifestări cultural-artistice și de zilele Comunei Căiuți. Ar fi trebuit de la început să înțelegeți că tot ce am spus eu, asta a însemnat de fapt și de drept. Zilele Comunei Căiuți separăm de bâlci. Bâlciul e bâlci, zilele Comunei e asta. Dacă am fi vrut să le unim, cele două, zilele Comunei și cu bâlciul, ar fi trebuit să ne aplicăm un pic și pentru zilele comune. Ceea ce ați spus și dumneavoastră. Simpozioane, expuneri, întreceri sportive, câte și mai câte chestiuni astea. Oare din tot ce are programul dumneavoastră, e mai mult un pic așa cu muzica aia și cu bâlciu, atât. Dar zilele comune, eu nu văd activități pentru zilele comune. Vă mulțumesc. Da. Dacă mai sunt persoane care vor să scrie la cuvânt, dacă nu... Trebuie să dăm replică la replică aici, așa. Nu, are cine executiv. Nu mai am ceva de spus, dar chiar nu vreau să nu mai spun nimic. O lungim până...
Dar au întâlnire comune, dar nu eu angajament. Să vedem pe domnule primar. Domnule consilier, îmi iau eu angajamentul să facem în Comuna Căiuț, începând cu 2018, și zilele științifice ale Comunei Căiuț, separat de Iarmaroc, și Iarmarocul să fie tot un fel de sărbătoare, cu muzică, cu chermeză. Pentru că vreau să vă reamintesc, domnilor, care sunteți un pic mai în vârstă, că Maria Tănase, Marea Maria Tănase, și Stroie, și celălalt Constantin Tănase, în grandoarea lor de artiști, s-au coborât și la nivelul Bâlciului de la Moș, în București. Așa că, de ce să nu facem Iarmarocul Căiuțului și cu muzică din asta așa, mai lejeră, ca să vă spun altfel pentru noi. Da. Vom avea, imediat după Iarmarocul Căiuțului, după zilele Căiuțului în august, vom avea la Praia, pe 10 septembrie, nu? Atunci Ramnul, a doua zi după Ramnul. Zilele Bradului, un experiment, că e un început, să vedem cum îl aranjăm frumos, ca să fie și la răvășitul oilor, da? Și dumneavoastră, domnul Turlan, să vă pregătiți pentru răvășitul oilor. Așa se... Cu pastra, cu tot ce trebuie. Haideți că sau... Nu e problemă, îl răvășim când vreți, în orice oilor. La primul proiect sunt iar și când am... Deci dacă nu mai sunt fier la cuvânt, trecem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine se împotrivă? 11 pentru, o abținere și un... Deci eu propun pentru consilieri de peste râul totuși să abțin, să facem o manifestare acolo. Nu, mai bine, susține să facă podul. Da, podul e făcut frumos. Da, e făcut. Trecem la... E făcut praf. Iar numesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de construire monumentului eroilor Stat Pralea, Comuna Căiești, județul Bacău. Dacă să scrie cineva la cuvânt. Domnul Matei, aveți cuvântul la oameni. Da, sunt primul care susțin proiectul, dar totuși avem câteva întrebări. Am spus mai înainte, n-am văzut o schiță, un desen cum ar arăta monumentul și în devizul care este, se spune atâta partii proiectare, atât construcții, poți construcția și asistența. Dar nu se spune acolo ce materiale intră, de exemplu, va fi placat cu ceva, nu, va rămâne beton, simplu, deci nu se dau detalii în cea cu dumneavoastră, indicatorii. Va fi placat, cum și intră și monumentul? Monumentul avea o cruci normal, cu pedestal, jos, îl avem desenat așa din pix, îl pot aduce cu carte deschisă. Nu trebuie așa da. Argumente pentru că nu mai vin la dezenie, deci nu. Deja știu. Trebuie să vină să... Proiectul a fost de primul... Recutat proiectul dumnealui, am fost aparat. Desen. Vreau să puneți un cap și un cap și era Ecaterina. Deci va ieși... frumos. Ba, în deviză, poate ați văzut, dacă v-am întrebat și mai înainte. E gardul din spate, e de fundația, va fi placată cu marmur, va fi o plachetă pe care va fi scris un text frumos, va fi o cruce. Deci, la... De 2 metri înălțime. 1,80 m. Cu gardul deschisă pe ea, va fi un moment în textul care e adevărat și de valoarea care trebuie să fie. Dacă nu l-am făcut într-o 100 de ani, magazul face multe de acum, după 100 de ani. Tocmai de aia, eu la ședința anterioară am venit și v-am dat acel deviz, pe care noi în ședința cu voi am avut aprobat 5.000 de lei și am zis că nu se poate face așa ceva cu 5.000 de lei. Dar aveai o cruce și un top. Nu ne-am o cruce, dilemă tot în cui și cu un gard în cui. La un mormânt se pune așa cu 5.000 de lei. Da. Deci va fi, într-adevăr, un monument. Cum trebuie să arate un monument? Un monument de marmur, cu orice 200 de ani. 200. Nu mai vrei. Da. Să mai știți la domnul consilier primar la răspuns. Eu, voi fi scurt, sunt de acord cu proiectul și vreau să felicit domnul consilier Matei pentru inițiativa pe care a avut-o. Da. Domnul consilier Matei, aveți cuvântul. Domnul Matei Laurenti. Da, și eu susțin acest proiect și chiar mă bucur de faptul că în Pralea se face un asemenea monument.
în condițiile în care Prale este menționat pe plăcile funerare din mausoleul de la Mărășești în trei locuri. Deci era inscripționat Pralea la mausoleul din Mărășești și noi nu aveam Pralea în monument. Și chiar susțin și sunt de acord și încă o dată verici pe domnul Laurențiu pentru că au zis adus în sfântul de aceea. Să să facă ceva acolo cu indicator cu toți, dacă tot a luat inițiativa asta domnul Matei, că știi, să însemnăm locul unde credem noi că a căzut Ecaterina Teodorovna. O potecă, iar cu un simbol ceva acolo, da, spune noi. Locul, adică locul unde a fost împușcat, da, ceva, o plăcuță, ceva, să știu. Asta numai niște istorici, numai specialiști pot face, pentru că cei de la Străoană, de fapt, că ar fi împușcat la ei. Nu, da, nu este așa. Deci este la Prale și ne putem da seama și după distanța. Nu, fratele lor la care a murit, care era neamugină. O venit la noi odată istorie. Deci o piață unde v-am copat. Da. Deci dacă dați, cine? Domnul Ciolan este un istoric, care știi, a venit, eram acum câțiva ani că, în birou. Deci eu sunt convins un istoric și îi recunosc. Acolo, pe dealul Prălei, a fost rănit, împușcat, dar într-adevăr dusă și a murit undeva la repartă. Deci a fost, nu, a fost îngropat pe râul Zăbrăuți, pe Valea Zăbrăuțului. Râul Zăbrăuți, Valea Zăbrăuțului, se vorbește din dealul Carpen. Deci se vorbește de la Pralea, din sub Pralea. Deci de la Carpen, deci acolo este, dacă, da, uităm, da, dacă ne uităm pe hartă, vei pe culme în jos, undeva trebuie să faci stânga ca să vezi pe Pralea sau Căniți. Ei au coborât în față, probabil că au greșit drumul, la momentul în care au văzut că e moartă, au dat-o jos din căruță, au așteptat, au raportat, au venit toți ofițerii, au zis autorul, onorul militar i-a îngropat-o și au făcut un monument din piatră care este și astăzi acolo. Deci la o distanță foarte mică de dealul Carpen. Deci în toate cărțile vechi spune că dealul Carpen. La Secu, zona Secu. La Secu, da, dealul Carpen este zona Secu. Deci, dar nu putem stabili noi. Trebuie să vină un istoric cineva și să o poate împui. Merge până la urmă să vedem monumentul ăla, facem și cercetări și să rămâne definitiv. Da, locul. Da. Stabilim locul. Să mai scrie ceva cuvânt? Dacă nu, spune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Este cineva împotrivă? Se ieși la motorul proiect de hotărâre și anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Căiuți. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Domnul consilier Orchiar, aveți cuvânt. Domnule, în prezent, spuneți dumneavoastră că primăria Căiuți are ca obiectiv fundamental... Da, puteți. Haideți să studiați. Se spune în proiectul respectiv că obiectivul fundamental al primăriei Căiuți ar fi următoarele. Asigurarea capacității primării de a soluționa și de a gestiona necesitățile publice. La pagina 3, satul reședință comună de reședință de comună ar fi cu obligativitatea asigurării următoarelor dotări minime. Și sunt înșirate multe. Ultima dotare ar fi alimentare cu apă prin ciușmele stradale. Din informațiile colegilor, aceste ciușmele sunt, nu sunt funcționale. Vor fi, probabil, n-ar fi asta problema. În pagina 4, satele componente ale comunii sunt înșirate și acestea. Și la dotările minime obligatorii, după cele două puncte, spre deosebire de multele puncte de la satul reședință, sunt doar trei. Școală primară, punct sanitar, magazin, comerț alimentar și nealimentar. Nici nu putem emite pretenții ca să fie celelalte, dispensar, stații CFR și așa mai departe. Numai că minima dotare obligatorii care ar fi trebuit să se regăsească și în satele respective, gândesc că este alimentarea cu apă, nu neapărat prin ciușmele și nu neapărat prin rețea de apă
cum sunt în cele trei sate, respectiv Căiuți, Popen, Suplitar. Dar această alimentare cu apă care în prezent se realizează din fântânile satelor respective, să fie avut trecut aici acoperirea, protejarea acestor surse de apă pentru a nu fi ușor infestate. Iată că se face, consider eu, un pic de discriminare între ceea ce înseamnă reședință, satul reședință și celelalte sate, o parte din ele. Pentru că, zic toate aceste chestiuni, domnii mei, pentru că la pagina 8, dacă ne ducem, vedem înșirate în ordine satele și cu numărul de locuitori. Asta înseamnă că pentru Căiuți, dacă totalizăm Căiuțul, Popeni și Oblidaru, ar reieși un număr de 3.165 de locuitori față de doar 2.229 de locuitori în satele componente ale comunei și așa. Asta ce ar însemna? Pentru că dacă luăm în calcul faptul că din cei 3.165 de locuitori nu sunt beneficiari toți de apă, sursă de apă protejată, deci ar însemna că mai bine de jumătate din satele comunei Căiuți nu beneficiază de această sursă protejată, respectiv rețele de apă. Iată de ce eu consider că este necesar să ne gândim după acum, până la realizarea investițiilor, aducțiuni de apă, surse de apă, canalizare și așa mai departe, demarați dumneavoastră, dacă vreți, un proiect pentru acoperirea surselor de apă din fântâni, pentru a le proteja cât de cât împotriva eventualilor infestări cu factori externi aduși de vânt și așa mai departe. Să nu mai discutăm, că nu am pus în discuție niciodată analiza surselor de apă, analiza biologică și chimică și așa mai departe, deci din punct de vedere a sănătății. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt domnul consilier Sărbu? Comuna Căiuți este comună mare și ca areal geografic și ca populație. Depășește 5.000 de locuitori, este, după părerea mea, comună mare. Nu e de dimensiunea asta, dar rămânește este oraș acum, nu? Rămânește este oraș, declarat oraș. Dofteana, face parte, Dofteana, da? Suntem în primele 10 comune ca populație din județ. Ce are până la ora actuală este bine și bun. Dar mai trebuie. Îi mai trebuie în continuare, pentru că mi-am notat aici, mi-am extras din statut, îi mai trebuie, așa cum am spus mai devreme, și neapărat în proiectul sau în programul pentru 2018, o casă de cultură. Îi mai trebuie bază sportivă, adică stadion comunal pe care se desfășoare activitățile sportive incluse în zilele comunei Căiuți. Nu numai. Trebuie extinderea rețelei de alimentare cu apă și mai ales de canalizare, care, mai ales canalizarea, este deficitară în comun. Am văzut acolo, domnul primar, că aveți în intenție și mă bucur să faceți un inventar al celor care sunt 18 ani și să le mânați diploma de majorat. Dacă am avea o sală de festivități mai mare în comuna Căiuți, vedeți că tot ne lovim de acest inconvenient. Dar probabil că o să solicităm la domnul Mărcuț sau pe la în altă parte o locație unde să ne putem întâlni cu tinerii aceștia, într-un cadru festiv, să le mânați aceste diplome de majorat, ca cetățeni majori ai comunei Căiuți și cu responsabilități de acum pentru comuna Căiuți și să le dați două, trei de discotecă, de distracție. Așa să vedem și noi cam cum se mișcă tineretul ăsta în comuna Căiuți. Și mă mai gândesc la o propunere, domnul primar,
Haideți să facem la anul balul gospodarilor în Comuna Crăiuță. Mai avem? Poftiți? Mai avem. Rămâi fără buget. Ce mai am? Rămâi primarii fără buget. Să nu credeți că vreau să vă sugerez ca primăria să facă filantropie. Balul se face printr-un anunț către locuitorii comunei cu bază de înscriere, cu taxe, că pe degeaba numai lupul, știi, n-a lupt țigan de gata. N-avem locație, doctor. N-avem locație. Am acolo la Crâșma, la restaurantul, un fost restaurant Căiuț, care aparține domnul Mărcuță acum. La Gina, la cine mai sunt? La Roma. La mare departe, la mai jos, la acolo. Atunci nu mai duceați primăria. Să organizeze primăria. Domnul, ne vom înscrie 20-30. Dar poate, știți cum e, portabile în drum. Frații și alte comune n-au sala care o avem noi sus. Că ține 200 de persoane, nu se dărâmă niciodată primăria. Să aveți dumneavoastră 100 de perechi sau de familii care vin la bal. Inițial am zis că nu e cuvântul, că sunt de acord, dar am ascultat antivorbitorii și vreau să menționez ceva. Comuna Căiuță astăzi, raportat la numărul de locuitori, dispune de 70% de alimentare cu apă. Gândiți-vă pentru ceilalți 30% care sunt foarte răspirați, cred că investiția se va duce dublu. Ca și traseu, ca distanță și ca tot ce e. Dar deci astăzi, vă spun, raportat la drumuri principale asfaltate, ca distanță la cât de mare comuna, drumurile sunt undeva 80% din populație beneficiază de drumul prioritar central asfaltat. Vă pot spune că suntem în primele 25 de comuni ca și procent vis-a-vis de realizarea unor investiții. Și cred că se vor face și la alte. Și este. Mai sunt de făcut, dar gândiți-vă o comună compactă, cum este Coțofăneștiul, cu drumul prării și asfaltat tot comuna. Cu rețeaua de alimentare cu apă, Lidar, Copeni și Căiuța, admitează toată comuna. Deci nu că nu s-au făcut, sau mai sunt proiecte care sunt de lari sau nu se fac. Se fac lucruri. Dar comunile mici sunt mai avantajate datorită faptului de suprafața, de drumuri, de întindere, de respirarea locuinților este mult mai mică decât este în Comuna Crăiuță. Gândiți-vă să duceți apă de la Hârtiu, tocmai în capătul Floreștiului. Câte locuințe sunt și gândiți-vă că pe același traseu duce apă de la intrare Popeni și duci până la ieșire din Bidar. Deci aici este... Păi puneți Hârtiu, dacă duci Florești, voi știi că sunt 12 km, nu? Dacă mă înșel, cam așa. Sau 10, 8. Faci un traseu de 12 km, că e Fralea. Și sunt locuitori în 335, 400, 1200. Deci cam aici este. Asta nu înseamnă că nu trebuie să se facă sau să nu se ducă apă pe șișor. Atât. În rest, sunt de acord cu statul. Da. Cine să fie la cuvânt? Supune la vot. Cine este pentru? Stați un pic, o secundă. Până la realizarea investițiilor rețele de apă, plus canalizare, dacă o scrie, să se realizeze acoperirea surselor deschise existente. Acolo unde nu sunt rețele. Statutul ăsta. Dar n-ai statutul. Statutul prezintă un privat de fapt a comunii. La buget. Da, și e pe o lege. Dotările astea mine sunt preluate din legea 331/2001. Deci ce puțin asta trebuie să dacă... Asta-i statul minim. Asta-i statul minim. Nu că se aprobă să se facă ceva. Minimal, Roland, care este dreptul la un stat. Un stat îmi spune dumneavoastră că are dreptul la un minimal cu ceva, iar ăla stat nu are dreptul la minimal, conform asemănător altui. Să nu mă urcheam. Nu știu dacă...
Deci, nu știu dacă ne înțelegeți. Nu trebuie să ne explicați. Trecem, dar nu ne ajută cu nimic. Nu ne ajută cu nimic, nu. La momentul ăsta. Păi înseamnă că... Statutul comune prezintă stare de fapt. Nu că ar fi trebuit sau nu ar fi trebuit. Prezintă stare de fapt. Trebuie multe din trebuit. Normal. Nu că de ce are căiutul și nu are găltiu. E starea de fapt. Trecem, trecem, ca și trecem. Facem amendamentul, domnul. Chiar nu deranjează pe nimeni. Da. Stat de declarant cu 5. La rang cu 5. E și diferența de rang. Și luată după statul din lege. Deci de aia... Eu sunt de acord cu dumneavoastră, că dacă am spus nu trebuie să bea apă, nu trebuie să bea apă. Acoperirea fântână. Da, acoperirea fântână, fiindcă au deschis. Asta, atât. Trebuie să muncească în care și mă rog. De apă deschisă. Vă mulțumesc. Da. Atunci a acoperit postul acolo. S-a făcut amendamentul da. De domnul Chianu, l-am consemnat, o consemnăm și în procesul verbal, puteți să puneți la vot cu forma. Deci se pune la vot cu forma care l-a propus domnul Chianu. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vreți să vedeți votul pentru. Numărul 4, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea programului local al manifestărilor cu privire de aniversarea centenarului primului război mondial și a bugetului de cheltuieli necesar. Asta e la suplimentarea. La suplimentarea. Ca să înțeleagă colegii. Da. Discuții. Ce se scrie la cuvânt? Parte din subiectul care trebuie să se dezbătut la primul proiect, dacă se mai scrie cineva. Nu se mai scrie. Dacă nu se scrie nimeni, ar vrea să dau de ceva. Da, adăugat, mă răspund. Vreau să spun astăzi ședințe, dar are să fie imprenta asta. Vreau să spun ceva ca și, să o luați ca și rugăminte, nu ca obligații, dar aș vrea ca tot Consiliul, luni la ora 10, să fie prezent la acea locație. O să avem invitați de marcă, o să avem evenimente care nu au fost niciodată comune și cred că așa este firesc și normal și reprezentăm comuna și ar trebui să fim prezenti toți. Avem un satir din la prefect, instituția prefectului, Consiliul Județean, garnizoana Bacău, gardă, brigada, nu știu cum după cum e, antiaeriană 95, brigada antiaeriană 95. Ne vizitează un sobor de preoți care va ține și un religios, să vă adresez, să vă depune coroane de toți ceea ce invitați și un eveniment care... După aceea ne vom deplasa și la altul. Lasă-mă peste părea. Va fi, cred că unic, până acum nu mai știu să fac ceva, în comuna cred. Au ziceați mai văzut la cealaltă. Nu, cel puțin eu deschis, de când nu știu, nu a fost așa de-a. Și ar fi corect și normal, că știu, am mai avut un eveniment în ianuarie în care am participat 2-3-4 consilieri și nu mi se pare, dacă aș avea posibilitate, aș obliga. Dar n-am posibilitate, dar am rugămintea ca să fiți prezenți în celălalt. Alte lucruri vis-a-vis de ce se desfășura acolo, dacă vreți, ați avea, aveți acolo programul de la 9 la 10, nu durează cine știe ce, la 10 la 11. După aia vom merge la prânz la monument cu o parte din, dar nu este program, nu este oficial program aprobat de Brigada Armată. Da? Domnul doamna președinte. Doamna președinte. Au program, nu? Domnul președinte la Consiliul Județean. O să vă urc cu lui la frate. Celălalt iar revin la primul proiect sau vedea proiectul hotărâri cu zilele comunii. Inițial am vrut să rup, cum ați spus dumneavoastră, prin acest eveniment, să rup bâlciul. Puteam să îl fac, să îl facem împreună sâmbătă, duminică, zilele comunii, avem această resultate și marți bâlci. Deci o putem denumi și așa, fără nici fel de probleme. Deci fără nici fel de probleme. Deci bâlciul din tradiție și întotdeauna este pe 29. Sâmbătă, duminică, înainte sau după, acea dată 29, putem să numim zilele comunii, fără nici fel de probleme. Și nu aducem. Sunt de acord
la acel bârci să nu aduci niciun fel de artist, niciun fel de nimic. Facem zile comune cu o zi, două, și le lăsăm așa. Am zis ca să-i dăm o conotație să fie un tot comun. Adică, oricum, sâmbătă, duminică, luni am umplut aceste zile cu acest eveniment, special gândit de acum, de azi, de ani, de luni în urmă, și marți închei cu tradiționalul nostru de 29 august, care este întotdeauna la mine. Da, cam asta. Mă gândesc că pe lângă militarii care vin, eu știu, rezerviști, o să vin probabil măcar unul, doi, mai mulți istorici. Dar nu vin rezerviști. Da. Din cadrul militarii și rezerviști. Unul, da. Am put, deci ceea ce vorbeam mai înainte cu domnul Turan, cu domnul Matei. Am putea purta o discuție acum, putând și să colaborăm, să facem niște cercetări în zonă, să avem să facem niște locații. Asta... Cel mai bun istoric, cred, părerea mea, care vine și s-a anunțat și face discuție, este domnul Vilică Munteanu de la Arhivele Naționale, Arhivele Statului. Și generalul Vasile Acosta. Și domnul general Vasile Acosta, care va fi prezent. Doctor în istorie, pardon. Eu cu domnul general am stat de vorbă la alte evenimente, prin care mi-au povestit, de fapt, știa Palatul Regina Maria de la Sofonești, ce s-au întâmplat acolo, de Icona Croseti, deci știi chiar în afară de băiștea la Palatul Regina. Eu, vis-a-vis de manifestarea de la Pralele de Luni, na, eu dumneavoastră ați decis, credeți că o să fie luni, ținând cont că e luni și zi lucrătoare, că nu mulți o să pun în balanță vis-a-vis că să țin manifestări la căști și zile comune. Eu, sincer, aș fi făcut-o când aveți gramul și ziua bradului, cu sfințirii frumos, chemai prefect în oficialități, pentru că luni luați în calcul, s-ar putea... Nu mai vin. Nu mai vin. Nu mai vin. Nu mai vin. Nu să-i mai avem. Dar așa, cum să vă militar. Zic, așa era bine. O sfințează e gram. Da, eu sunt de acord, dar nu mai se vine, dar domnul cu altă dichită. Că luni riscați să meargă lumea de jos și să fie 10-15-20 de ani. Țineți cont că e rezultătoare, domnul. Deja ne-am pregătit. Vor fi bine, da, organizată și numai. Vor fi cei mai buni, domnul. Da. De ce spun? De ce până atunci, rolul ar trebui, rolul consilierului de Pralea, să faci un pic de popularitate, știi lumea. Domnule, la nu te vorbim spre trece în jurul vorbim. Nu trebuie să fii jumătate mai bun. Dar când e clar? Să mobilizăm un pic lumea. Școala este anunțată. Copiii de la Pralea sunt anunțați. O să-i mobilizezi doamna profesor, coordonator de acolo. Exact. Părinții i-a anunțat, o să anunțe și în biserică. Păi, perfect, dacă să anunțe în biserică, știi lumea. Și participi cine poate. Ceea ce am spus mai înainte, poate că aș fi lucrat în alt domeniu, nu aș fi știut, cum mulți nu știu. Mergând la marcat pe pădure, deci mă uimesc de câți kilometri de tranșei se mai văd și acum, unde tranșei nu se mai văd, au fost acoperite cu pământ, cu creangă, cu frumeze, dar sunt care se văd foarte, foarte bine, se cunosc. Sute de kilometri de tranșei, toate de altfel, șerbuit de tranșei, gropi, de toate felurile, te uimești acolo și de multe ori mă uit și mă întreb, oare ce-a fost aici? Oare cine-a fi fost? Armata română, armata nemțească? În mare așa cam știu unde a fost armata noastră, unde a fost armata nemțească. Deci eu știu pentru mine, dar peste 20-30 de ani nu se mai știe cineva, nu mă știu. Deci eu cam știu că am mai documentat. Dar nu pot să, dacă spun cuiva, el vrea dovezi, vrea date certe. Aveam o carte, se chema Luptele de la Mărăști, și aproape jumătate din luptele alea, de fapt, erau la Pralea. Că Pralea este situată aproape din Mărăști, pădurile de la Pralea, prin pădurile de la Pralea, armata română a plecat spre Mărăști. Se spune că Mărăștiul a oprit ofensiva nemțească asupra Trotușului. De fapt, Pralea a oprit-o în Mărăști, că Mărăștiul a fost ocupat de nemți. Deci a fost potoreață nemțească în Mărăști. Deci nemții au ocupat Mărăști, dar Pralea nu a fost oprit. În pădurile de la Pralea nemții au fost oprit. În prima bătălie, din 18 ianuarie 1900. În Cumpănață, Soveja, în satul Soveja, este recunoscut și sunt, mi au povestit cei care au venit, când era armata germană pe poziție, generalul român, care era o potenție la vremea respectivă, era și locuise în Soveja la niște familie și chiar tu pomenea el în scrierile lui, nu știu carte de-a lui, despre Cine este pentru? Cine este împotrivă?
Cine se abține? 13 voturi pentru. Da. Trecem la punctul numărul 5, și anume diverse, suplimentare, punctul divers. Cine se ține la cuvânt? Are cuvântul domnul consilier Marcuț Ioan. Nu știu dacă executivul după alegeri mai trece peste apă, dar eu vă aduc la cunoștință că la trecerea din nivel califerată trebuie făcut o adresă la ce ferică. Să rupi mașina în 20 de tranșei de nu poți să treci chiar. Am mai mers prin țară, dar am văzut treabă calmă, civilizată. Dar la noi parcă ce nu te uita de timp. Dincolo de CFR, până în pot, segmentul ăla de drum. Ori scoateți asfaltul ăla, ori turnați altul, faceți ceva. Ce e acolo, te-a făcut plânsul. Da. Dacă era alegeri, poate treceați medie, să așa ați uitat. Dar au fost. Cine poate? În care se duce, domnul? Și au fost alegeri. Vă place? Vă place drumul? Dacă nu lăsa, nu? Acolo nu se merge cu viteza. Da, asfalt în fața coții. Domnul Durand, dar zbor de la CFR până acum? Sau care era un stâlp, a plecat. A fost, dar așa sunt pe jos. A fost de toate cândva. Și o să mai fie. Acum sunt pe jos, de la mătură. La trăița asta din centru, să facem un gar ca oameni, să cu posibilitate să ne încuiem, că acolo e veciul public, domnul Vici, domnul Rivar. Treceți pe acolo și zi și noapte, nu vedeți, nu auziți. Nu, băcuna. Noi trecem, dar mă, asta e miros acolo, continuu, și nu poți să le spui. De asta, eu trec, mă duc în stânga, dar asta e și miros acolo, i-am zis. De asta vă spun, că mă doare. Da, trebuie să vă spun eu. Păi, trebuie să... Nu vă spărăsiți de ce veciul public, nu? De ce? Spune-mi nu dacă știți. Păi ați o toaletă, că tot bea berii pe terasă. La mine dacă a făcut în cozi, mi-a făcut toaletă și deschisă, să duc și dacă bea o berii, să pii și acolo. Ba da, da ce i-am făcut? Bea berii la sticlă, țui și de acolo. La mine nu consumă. Treaba e de asta, ciorcești. Unii vin, unii pleacă, apoi să te duci acolo. Prima dată când consumă, vin la dumneavoastră. Când e masa aia plină cu sticlă din berii acolo. Da, nu va la mine consumă, domnul, așa este. Dar stați, dar faci o toaletă, că nu investi mare. Mai aici nu ne-a deschis restaurantul ăla. Dar, încă o dată vă spun, domnul Mărcuț, sunteți consilier și o parte din lucrurile astea pe care le menționați, că văd că le menționați numai pe alerele, numai pe alerele negative. Dar ceva bun, ceva frumos, nu vedeți nimic niciodată. Adică? Nu se vede nimic. Să văd numai astea așa. Nu știu, domnul primar. A, nu știu. Eu vă spun realitatea. Iar plus că... Eu, ca consilier, am obligația să vă aduc la cunoștință. Eu v-am zis, de acolo cel puțin pe acolo, eu trec. Păi prin mașină nu miroase prea mult. Eu știu că noi stați cel puțin, nu 12 din 12, dar 6 ore din 12 ore, stați în mirosul acolo și nu puteți să-i spuneți lui ăla. Bă, nu te mai du acolo, că aici nu e cel public. Dar eu stau după ei. Și sunteți consilier. Eu stau după ei. Nu, eu vă văd dumneavoastră, stați, v-am zis, din 12 ori, 6 ori stați acolo. Domn primar, nu ne certăm, nu. Vreau să faci ceva, știți ce se mai poate face? Poliția locală să urmărească un pic zona, că toți vin își leagă căruțele de gardul ăla, de aia s-a rupt. Ba, m-a intrat o mașină, dar și le leagă acolo. Dar un gard sănătos, și acolo se duc și așa nevoie. S-ar monitoriza un pic zona. Și vreau să spun că acolo, la piața aia, am un om permanent care face curățenie. Face curățenie, pe noi, și dau și numele. Normal să facă omul la curățenie pentru un gard de 20 de ani. Păi nu e normal să facă, e normal să lăsăm grămadă acolo mare, ca să treacă lumea să o vadă. Dar nu e normal să-i spune la omul, băi, omule, nu e voie să sari. Dacă vreau să faci o gardă, l-am făcut troița, am să faci gardă. Da, mi-a făcut. Ca să nu mai face, să nu-ți mai vadă troița, un gard de tavră, dar cum cu el și gardă. Da. Ce-ți vrea să fie la cuvânt? Nesimțirii. Trebuie mai vede cu calul. Da. Domnul consilier Matei are cuvânt. Da, mulțumesc, domnul. Două probleme vreau să ridic în atenția dumneavoastră. Unul legat de punctul sanitar de la Pralea. Deci am văzut și în statutul Comunei Căiuți că dotarea minimă, una din dotările minime, ar trebui să fie punctul sanitar. Mulți cetățeni din satul Pralea sunt nemulțumiți de faptul că
Pralea este la o distanță de 10 km de centrul comunei, mai bine zis de cabinetul medical, și ar dori măcar o dată pe săptămână un medic de familie să se deplaseze în sat, având în vedere că la grădiniță există amenajat un dispensar. Deci, sau o sală în care se poate desfășura foarte bine efectuarea vaccinului. Cel puțin, mamele sunt obligate să vină pentru vaccin, să deplaseze cu mijloace de transport în comun până la medic de familie. Da, dar asta nu știu de ce măsuri depinde de primărie. Eu știu că iau au contracte cu pacienții, ceva de genul ăsta. Dar cred că... Dar în fața noastră îl putem dota și să le spunem să ducă acolo. Păi da, și dacă nu se duce, cum ar putea fi determinat? Medicii de familie sunt particulare, își fac programul... Da, dar n-au, mai am avut discuția asta mai departe. Atunci, nu puteți să aveți o discuție? În calitate de primar, să aveți o discuție amiabilă cu deci nu aveți putere de decizie, dar mare, să aveți o discuție cu cei doi medici de familie. O dată, o săptămână unul, o săptămână cealaltă, prin rotație, să vin o dată la Praia. Eu vă spun, a fost căsătorit cu un medic de familie. În Filipești, comuna Filipești din județul Bacău. Avea un sat galben de la Filipești la 5 km, marțea se ducea pentru vaccinuri acolo. Deci la 5 km, aveau o zi pe săptămână acolo. La noi, la 10 km, nu se ducea. Și sunt doi medici, erau acolo, erau unul singur și toți ducea. Adică nu mi se pare că nu-i corect. Cam, atunci facem o campanie și toți, îndemnăm tot populația din satul Pralea, vorbesc cu un medic de familie din Onești, vine, fac contracte cu ei și pierd pacienții și se deplasează la Onești până la săptămână. Adică ar trebui, măcar dumneavoastră, să aveți o discuție de principiu, domnule, consilierul sau în cadrul colegi s-a ridicat problema asta. Uitați, riscați la un moment dat să pierdeți pacienții din Pralea și nu sunt puțini. O să fac o propagandă și la un moment dat vin cu medici familie. Dar să mai faceți un punct la Hiltiu, că și acolo... Deci nu mi se pare că au atâția pacienți așa și... Dar nu poți să trimiți un acolo că cetățenii la diferiți o să te duc amândoi și notați. Medicii pe familie sunt plătiți per capita, adică și așa și pentru care ar trebui să le fac ceva pentru ei. Și dacă ne-am uitat, e al doilea sat ca mărime din comuna Căriuță. Și nu se face nimic. Vă aveți o discuție principială. Am mai fost o discuție din problemă care se spunea să punea mereu domnul consilier Matei Gheorghi, tată Matei Gheorghi, mereu punea problema această problemă în mandatele anterioare. Și am să încerc, prin asistența socială care o am aici, aveam la un moment dat și medic comunitar, dar concediu fără plată, să merg prin satul Pralea, să-l trimit, și să ia un tabel cu anumiți oameni care sunt nemulțumiți și cu ăsta să mă prezint la plătiți, să le spun fapt că ele sunt spun, doamne, eu am fost, sau eu mă duc, sau nu mă duc, că nu am eu clienți. Sunt clienții doamna Macovei, doamna cealaltă țântară spune că sunt clienții invers. Atunci o să încerc să fac eu adresă în numele meu ca consilier, să fac direcția sanitară din anul, sau așa, Ministerul Sănătății, spune că de ce nu sunt deplasează, nici am obligați. Da, vis-a-vis cetățenii care au contract cu ei, că ei... Au contract, dar ți-i spune, dacă au contract, nu au și obligații și medici de familie, nu are niciun obligație. Nu mai de a lua, nu știu de a da? Exact, nu are de a lua, că ei iau ca 10 bani, pentru faptul ăla, faptul că sunt strici. No, probabil nu au fost impulsionat. Un pic o discuție de-a noastră, un pic o adresă la direcția sănătate publică, da, așa, nu trebuie un pic presat. O să intri dispensarul în renovare, că l-am prins cu proiectul PNDL, și o să fim cumva obligați sau, dacă vedeți cetățenii, să le dăm spațiu. Și spun, domnule, două zile pe săptămâne te duci la Pralea, două te duci la Hiltiu, una stai, două stai în Căiuț și noi să putem lucra la dispensar, să facem renovare. În casa de asigurări, ele au obligația să te plaseze la cetățenii acasă, da? Mai ales la cei... contractul care au cetățenii. Da, mai ales la cei cu probleme care sunt cu probleme. Da, și am transformator și mai trebuie. Deci transformatorul... Dar spuneți că s-a luat atunci. Acu 5 minute probabil o să sesizați și domnul director de la GAL. Și m-a sunat și am spus că vorbim după ce se termină ședința. Era o ședință că n-am vorbit cu dânsul. Deci v-am spus. I-a dat respingerii, neeligibil. Pentru clarificări, consultantul a făcut contestația, a cerut dovada pentru care... Motive pentru care... Așa. Și ne-au spus
în contestație, că nu, de fapt, nu au fost motive întemeiate și proiectul este legitim. Astăzi am primit adresa de la afiliatul IAS. Nu mă bucur, am anticipat până până la fiecare butor. Astăzi am semnat la fiecare butor. Da, mulțumesc mult. Deci, și vă pot spune și motivul pentru care a fost respins. Deci, strategia de la GAL era trecut terminat public, punct. Nu mai era dezvoltat nimic. Asta era, deci, strategia cuprindea și iluminatul public. Iar noi, pe titlul proiectului, era extindere rețelei de iluminat în satul Pralea, pe cetățeni și nu știu ce. Și la expunerea de motivii și acolo s-au făcut analiză că în cadrul proiectului este și iluminat public, nu e numai iluminat. Și iluminatul public nu poți să-l pui distrug prin aer, tot distrug și ești s-au dat să-mi pală că... Da, asta e... Domnul Costiar, poate e la urmă, trebuie să văd. Da, încerc să fiu cât mai strâns, nu... Și cu sigur problemă. Nu vreau să plisesc cu istoria, cu războaie, cu toate astea. Legat de numirea școlii de la Praia, propunerea domnului Consilier Sârbu. Am zis și durată de ședința se poate rai, dar facem o treabă să facem la cap la coadă. Începe anul școlar să ce am făcut denumirea asta, în catalog spusitor. Așa cum o lucrare nu poate să înceapă fără aprobarea Consiliului Local, fără proiectul hotărâri, cred că se putea forța și notaș de data asta, puteam da hotărârea și să așteptăm mai puțin după aia. Pe părerea mea, eu cred că trebuie să putea. Sau măcar a zis, vedem, dați-mi mii legi, puneți-mi discuții legislații, vorba să o analizez și o studiez, să facem ceva, cum? Cum nu v-am dezamăgit cu monumentul, nu o să vă dezamăgesc nici cu... Începe anul școlar, mai începe anul școlar. Denumirea școlii de la față. Și puteți amuzi... Și nici cu cea de la Căiuț. Vă rugăm să nu dezamăgiți și domnul Mărbuț. Nu numai pe domnul. Dar nu știu ce vrea domnul Mărbuț, dacă aș ști mai școlii, dar aș vedea. La cea de la Căiuț, dar ce denumiri v-ați gândit? Dacă ați spus că nu mă dezamăgiți, vă rugăm colegii noștri. Consiliul spunea, adică, uite cu tare, e în opoziție și îl laudă de primat, nu se poate așa ceva. Eu cred că se poate, pentru că atâta timp cât faci lucruri bune, e normal să-l laud, cât faci lucruri rău, e normal să-l pierd. Nu contează să fie ești la putere sau ești în opoziție. Suntem o mână de oameni și a trebuit să ne înțelegem să facem lucrurile bine. Eu un pic am vorbit, în regulă vorbesc mai calm, așa, domnul Mărcuț. Așa. El pisit tot până treci, nu vede nimic decât, bă, aia, bac, aia, numai ce-i rău și ce-i de... Dacă vă lau pe aia, vă lau lumea în cap, faceți treaba. Să-mi spuneți mai altul un lucru bun care l-ați sesizat, că n-ați sesizat nimic niciodată. Domnul Matea, ați terminat? Nu uitați că din critici. Dacă nu uitați, nu am văzut cu tine. Puteți să fii bucuros că te pui la treabă. Când aveți suma mâini ridicate în Consiliu, se derapează. Nu, era. Să vedem cine mai e. Domnul Orteanu. Domnul, și la subiectul. Pentru ca să-mi contrazic regula de până acum, am să încep cu ceva care executivul a făcut bun. Respectiv la drumul Vrânceni-Cheltiu, au promis că betonează, fac niște șanțuri periate, lucru pe care l-au făcut. Deci, iată că acolo unde e bine, zic și eu că e bine. Am terminat bine. Dacă mi s-a părut că vorbirea despre bine a fost scurtă, o reiau. Domnule, zilele Comunei Căiuț trebuie să fie zilele și azi satelor componente Comunei Căiuț. Ca pentru care spunea dumneavoastră că plânturile culturale, artistice, muzică, cânte, joc, băie bună, ar fi trebuit, da, am înțeles că vin musafiri. Mă întreb dacă ar trece musafiri prin toate satele, ne-ar face onoare? Nu cred. Să vă spun de ce. Domnul Mărcuț spunea despre trecerea de nivel cale ferată către Heltiu. Este urgent să luați legătura și pentru cealaltă, că e cam în aceeași situație. E lucrarea asta din partea Amonte. Domnule, dar
tăierea vegetației care împiedică circulația pe drumurile comunale e datoria noastră. Și această chestiune se poate face cu cei de la 460. Și eu am să vă dau tot acolo, la cazemata de la trecerea de nivel de cale ferată, să vedeți dumneavoastră ce bălării care împiedică vederea venirii unor trenuri și așa mai departe. Deci aia ar trebui făcută. O întrebare vis-a-vis de drumul Heltiu-Vrânceni. Dacă mai sunt lucrări de executat, dacă aveți ființă, și dacă executam câteva mai de aceste investiții, pentru că, domnii mei, sunt multe lucrări care nu sunt finalizate. Și am să vă spun câteva doar. Șanțurile respective sunt colmatate, parte din ele, pentru că n-au fost executate într-o ordine firească a lucrurilor. Pe de altă parte, acostamentul pe marea majoritate a lungimii drumului nu este corespunzător realizat. Noi trebuie să punem un accent foarte mare pe acostament, pentru că el este cale de rulare în situații excepționale. Întâlniri de două mijloace de transport cu gabarit mai mare și așa mai departe. Deci, dacă nu ținem cont de aceste lucruri, așa, în ședința trecută am ridicat problema drumului dinspre Biserica Heltiu către Vrânceni. A fost distrus pe o porțiune în două locuri de un tractor de mare tonaj, atât acostamentul cât am mușcat și din asfaltul respectiv. Ar fi fost normal ca imediat să vă fi notat aspectul respectiv așa. Am mers acolo, nu este nicio schimbare. Așa a trecut și tot la fel. Este tot la fel. Deci, domnii mei, sunt lucruri care, odată și odată, îi vă spun că s-ar putea ca să le plătim, adică să le plătiți executivul, pentru că odată un accident produs pentru un acostament șocat ar putea ucide, ar putea omorâ vieți. Și eu îmi spun atâta, un singur lucru. E de datoria noastră să ne ocupăm de aceste aspecte. Un alt punct. Îmi dați voie să spun asta. Da. Din discuțiile avute cu urmă cu dumneavoastră vis-a-vis de acel lucru, încă m-am hotărât. M-am ajuns la concluzia că veți fi invitați oficial la recepția acestui drum. Și o să puneți absolut toate... V-am rugat. De deci, nu mai eu. Și n-are rost să le tot învârtim mereu. Când va veni recepția... Mi-este frică de un lucru. Și acum dumneavoastră zic, domnule, am dreptul ăsta să am teme. Va veni odată o zi de recepție, conform PIF-ului stabilit, și veți semna această recepție. Nu semnez, eu sunt ca asistent. Păi nu, dar noi suntem beneficiari lui. Oare noi chiar nu trebuie, nu avem niciun cuvânt acolo de spus? O să fiți acolo împreună cu mine și o să vedeți vă rog frumos, vă mulțumesc. Cum se desfășoară acea activitate. Ha. Dacă vreți alte informații, astăzi m-a sunat de la executant, mi-a spus domnul primar, ne apropiem de final, urmează să facem nu știu ce marcaje și restul până la capăt, vrem diferența de bani. Eu am sunat la Ministerul Dezvoltării, m-am interesat de diferența de bani care trebuie să o primească acei pe situația lucrării depusă până acum și mai e încă o situație lucrării probabil care să vină până la finalizare. Asta a fost o primă discuție cu ei, cu executant. Dar vă garantez că nu mă duc la recepție acolo până vă invit să veniți să... Ne spun proiectul, mă, de punctul de vedere, doamne. Da. Vorbeam, doamna... Nu, dar sunt câteva lucruri care sunt... Eu vă înțeleg și vă dau dreptate. Treceți pe acel drum și eu trec o dată de două ori pe săptămână, cum trec. Treceți pe acel drum, da, zilnic și poate observați mai multe decât mine sau și de-aia vă și invit. Atunci, cu altă problemă ca să nu chiar da proiectul domnului Iorcheanu și la studia făcută. Poliția locală ar trebui să funcționeze după un plan de ordine și siguranță publică. Am făcut un prim pas acum câtva timp în urmă, repet, am ales comisia
respectivă, de ordine și siguranță publică. Am mai făcut încă un pas, i-am făcut și un regulament comisiei respective, numai că ne-am potignit acolo. Am adus eu câteva amendamente la acel regulament. A rămas așa cum l-ați prezentat în prima formă, deci nu am mers mai departe. Domnul meu, în luna aprilie, planul de ordine și siguranță trebuia să fie aprobat de către noi. Suntem în toamnă de acum. Dar așteptăm luna aprilie anului 2018 atunci. Să facem din 2 în 2 ani, dar să luăm o hotărâre în acest sens. Dacă facem anual, așa cum spune legea, sau să facem din 2 în 2 ani. Am închis acest problem, încă o problemă. Domnul meu, a spus că a ridicat problema aici a punctelor sanitare, respectiv pentru satul Pralea, mai departe mult de către noi, de către centru, și respectiv că va fi ființat un punct sanitar și la, dincolo peste apă, la Heltiu. E necesar pentru că am mai făcut un lucru, s-a demarat acea asociație sportivă, vorbeam de spațiile din școli pentru a schimba destinația respectivă. Haideți să ne apucăm să demarăm și cele necesare schimbări în destinații spațiilor școlare neutilizate și darea unor utilități acestor spații. Vă mulțumesc frumos! Thank you. O problemă, așa că la cunoștință, a fost o mică altercație azi, pentru că eu sunt cu firma care colectează gunoiul. Dacă aveți cunoștință, n-aveți. Bun, eu am aflat pe surse, nu știu dacă e distorsionată informația, sper să nu. Undeva în sat a fost o altercație între cei din firmă cu persoane. A scos saci la poartă, firma n-a vrut să ia, probabil că justificat. Nu, așa, a fost un schimb de cuvinte mai dure, da, să spun așa, dar care mașina a plecat, chiar și prin fața porții a trecut, n-a ridicat gunoiul. Acum am spus să nu cumva să fi fost plină mașina, ceea ce e un lucru dubios, dacă că este să umple mașina. Între timp, adică în schimb a revenit, pe la ora 1:30 a revenit și a colectat și ce rămăsese. Probabil că ar fi, părerea mea, ar trebui informată lumea să nu mai scoată saci dacă nu să numai cupera. Eu așa am gândit-o, că dar ei că nu... Deci eu scoate saci, scoate mai multe la poartă și ei au așa spus. Noi suntem în Consiliul Parte, noi și din mandatele anterioare. Dacă ne aducem un pic din contract, da, e o anumită cantitate acolo. Ei nu respectă, ei au interes să ia pe mai mult. Deci, Romprestul are interes să colecteze cât mai mult bun. Probabil că ei o să ia satul să-l încarce, că e mașina mai înaltă, să eu știu. Iar în momentul când apare cu noi care nu este menajer, nu au obligație să le ieși, nu prezintă niciun contract. Acum nu mai știu ce are saci, dacă tot facem de asta. Eu nu cred că la o gospodărie, indiferent cât e de mare, din comuna noastră, pune cu noi menajer, să adună mai mult de ocupări. Vorbim de gunoi menajer, nu vorbim de nisip, praf, mătrag, măgradă, crenci, rumecuși și tot ceva în frunze. Frunze și tot așa. Da, da, domnule, și care am detaliu. Dacă... biodegradabile. N-am terminat. Deci avem alții romperoane care băgăm în ele. Nu se opune să ia așa ceva. Iar noi, la contul de mediu, plătim încă o dată. Și vreau să mai spun și la cetățeni. Plătim la cantitate. Da. Deci, când pui bolovan și piatră și acolo, noi plătim 600 și ceva de prea multe am trecut. Anul ăsta o să avem și mai mult. Problema este că omul se bulversează. Deci, bugetul local, ca să știți. Aici trebuie să vină la plată și nu mai plătesc, nu mai și atunci. Deci, pe considerentul ăsta am ridicat problema, pentru că nu o să mai plătească. Deja nu știu, nu mai vine de jumătate. Deci, da, ceva de genul. Am terminat, vă mulțumesc. Să mai scrie cineva cuvânt? Nu mai. Nu mai. Declar ședința închisă. Mulțumim, domnilor.